Imediat după ce vor reveni din vacanța intersemestrială, aproape 3.000 de tineri din liceele buzoiene vor fi angrenați în prima etapă a examenului de bacalaureat. De la probele de competențe vor lipsi 400 de elevi care frecventează cursurile liceale. În acest moment avem înscriși și în clasa 12 a 3.390 de elevi. Au ales să se înscrie cu aproximativ 400 mai puțin, însă avem 247 elevi înscriși din seriile anterioare. Cei care nu s-au înscris ratează astfel șansa de a obține diploma de bacalaureat la prima sesiune. Vor mai avea o posibilitate la examenul din toamnă. Eu cred că acești elevi care au ales să nu se înscrie, probabil că nu și-au dorit să urmeze un liceu, ci faptul că nu doresc să obțină diploma de bacalaureat, probabil că nu au avut altă posibilitate. Știți că școlile profesionale nu prea au funcționat în anii anteriori. Aceasta ar fi, din punctul meu de vedere, o explicație, iar a doua explicație, probabil că elevii consideră că vor avea corijențe și există posibilitatea să se înscrie după ce promovează examenele de corijență în sesiunea a doua, urmând să dea competențele. Viitorii absolvenți de liceu vor susține probele de competențe până pe data de 22 februarie. Al doilea semestru din acest an școlar reîncepe luni pentru toți copiii.